În doar o lună și jumătate, timișorenii au reușit să colecteze 400 de kg de ulei alimentar folosit în cele șapte puncte din oraș. Asta nu înseamnă doar un mediu mai curat, ci și patru locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități la Oil Right, cei care se ocupă de colectare și de transformare a uleiului în lumânări parfumate și biodizel. În spatele fiecărui litru de ulei colectat stau eforturile a patru oameni minunați, Ana, Sami, Casian și Lucian. Sunt persoane cu dizabilități angajate în protejarea mediului prin proiectul nostru. Fiecare litru de ulei colectat înseamnă mai mult decât protejarea apei potabile. E un sprijin pentru comunitate și am arătat că ne pasă de oameni și de natură. Mulțumim tuturor celor care și-au făcut drum până la containere și ne-au arătat că micile gesturi pot avea un impact mare. Transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara. Vă reamintim locațiile în care sunt amplasate cele șapte oilbox-uri. Platou Dâmbovița numărul 86. Piața Dacia, strada Burebista 16-18, Piața Doina, strada Mureș 3, Calea Torontalului numărul 51-53, intersecția cu Bucovinei, Calea Șagului pe colț cu bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Buziașului în intersecția dintre străzile Ștefan cel Mare și strada Petrov-Cermena, Bulevardul Tacheonescu pe colț cu strada Enric Bader.